Uniunea Națională pentru Progresul României are din această săptămână un sediu și în Petrila. Acesta este amplasat pe strada Minei la numărul 40. Avem un sediu, avem unde ne putem întâlni, avem unde ne putem desfășura activitățile politice la nivel de oraș. La inaugurarea sediului au fost prezenți și liderii hunedoreni ai partidului. La Petrila punem încă o cărămidă la ceea ce vrem să clădim noi la nivel de țară. Unitate între toate forțele politice pentru România. Suntem un partid și vreau să vă spun dumneavoastră, dragi telespectatori, suntem un partid pentru toți românii, deschiși tuturor românilor care doresc să facă ceva pentru România sau pentru locul lor unde muncesc sau pentru locul lor natal sau unde trăiesc. Suntem un partid al tuturor cetățenilor români. Mă refer la cetățenii români și la alt cetățen de etnie, nu numai români curați, ci de altă etnie. Deci toți, gândiți-vă că acum s-a născut un partid nou care vine spre dumneavoastră, dar singuri, fără dumneavoastră, fără sprijinul dumneavoastră, fără colaborarea dumneavoastră cu noi și noi cu dumneavoastră, nu putem face nimic. Numărul de membri pe care îi are UNPR în acest moment în Petrila este de 250. Bursa locurilor de muncă derulată vineri în județul Hunedoara s-a încheiat cu rezultate mai mult decât modeste. Puțini angajatori prezenți la acțiune au venit cu doar câteva zeci de locuri de muncă oferite în același și aceleași domenii de ani buni. Situația a fost asemănătoare și în Valea Jiului, unde în total au fost scoase la concurs doar vreo 200 de locuri de muncă. Cei drepnici șomeri nu s-au prea înghesuit să se prezinte la întâlnirea cu angajatorii. În Petroșani, de exemplu, la bursă s-au prezentat cu oferte reprezentanții a doar 5 firme, care au scos la concurs 29 de locuri de muncă. Până la finalul acțiunii, care a durat doar o jumătate de oră, au fost emise 10 repartiții în vederea unei viitoare angajări. Numărul șomerilor participanți a fost în Petroșani de doar 73. În acest an, angajații Companiei Naționale a Huilei au beneficiat de fix 123.043 de zile de concediu medical. Pe primele locuri, în topul unităților miniere cu cele mai multe foi de boală, se situează exploatările miniere Lonea și Livezeni. Potrivit celor din CNH, minerii care au avut mult prea multe zile de concediu medical, dar și concedii de odihnă luate integral, ar putea avea surpriza ca la finele anului să vină cu bani mai puțini acasă. Nu de alta, dar cele peste 120.000 de zile de boală sunt mult prea multe pentru o unitate aflată pe primul loc în ceea ce privește datoriile către stat. Mai exact, într-un singur an, minerii din Valea Jiului au colecționat foi de boală cât pentru 337 de ani. Comparativ cu anul trecut, în 2011, numărul zilelor de concediu medical ale angajaților CNH a crescut cu circa 13.000. Din acest motiv, reprezentanții companiei au decis să sesizeze Ministerul Sănătății, solicitând luarea unor măsuri împotriva medicilor care au acordat prea multe zile de foaie de boală. PSD-iștii de la Petroșani au demarat acțiunea denumită Un membru de partid, un prieten, prin care speră să-și dubleze în câteva săptămâni numărul de membri. Acesta este primul plan al președintelui nou ales Ioan Rus, care spune că acest partid are ca țintă câștigarea alegerilor. O să coborâm cu strategia până la nivelul de jos de acțiune. Avem o strategie a partidului de la nivel de vârf pe care o respectăm și de asemenea avem o tactică, avem elemente de strategie și de tactică pe care le vom folosi în campanie, pe care o să le adaptăm și o să ne le asumăm la momentul respectiv. În organizația PSD Petroșani sunt aproape 600 de membri care și plătesc cotizația, iar dintre aceștia aproape 200 sunt tineri. Organizația este acum structurată pe 21 de organizații teritoriale împărțite în 4 zone ale orașului. Deputatul PSD Cristian Răzmeriță s-a arătat dezgustat de edilii din PDL, care i-au lăsat un gust amar la ultima întâlnire. Asta spune acum Răzmeriță, care a decis să iasă pe străzi, să vorbească cu oamenii din toate orașele Văii Jiului și să-i convingă că actuala guvernare i-a adus aici. Din ziua de ieri am decis și am și anunțat că în fiecare zi voi fi într-un oraș al Văii Jiului pentru a discuta personal cu cetățenii pe stradă să-i întreb dacă o duc mai bine. Decât în urmă cu 3 ani, decât în urmă cu 4 ani, decât în urmă cu 5 ani. Mi se pare această demagogie a lor cu totul și cu totul falsă, oameni care nu se gândesc absolut deloc la cetățenii pe care îi reprezintă și cred că din acest moment începe o acțiune de aici, de la Petroșani,
o acțiune de înlocuire a primarilor Partidului Democrat Liberal, primari ce fac parte din actuala guvernare, din actualul partid de guvernare, care dorește doar o populație. Răzmeriță a mai spus în cadrul unei conferințe de presă la Petroșani că oamenii din Vulcan și din Petroșani se plimbă acum pe bulevarde moderne, dar tot cu burta goală. Chiar dacă facem un foarte frumos bulevard la Vulcan și este bine că s-a făcut și felicit administrația locală de acolo pentru că a făcut această investiție, să știți că oamenii tot mor de foame. Să știți că atunci când omul deschide frigiderul, găsește doar frig înăuntru. Chiar dacă ne plimbăm pe un bulevard modern care a costat 304 miliarde. Și este bine că s-a făcut. Sunt fonduri europene cu o contribuție locală minimă, este foarte bine că s-a făcut. Însă oamenii tot mor de foame, oamenii mor de frig, oamenii nu au bani să-și cumpere medicamente, chiar dacă am reabilitat centrul pe aici, prin Petroșani, și am făcut asfalt și trotuare pe la Petroșani și este foarte bine că s-a făcut și acest lucru, însă oamenii se plimbă pe bulevard tot cu stomacul gol datorită actualei guvernări. Partidul Social Democrat își alege în această perioadă președinții de filiale, iar deputatul Cristian Răzmeriță spune că va merge în fiecare oraș pentru a vorbi cu oamenii. Săptămâna viitoare, Casa de Cultură a Studenților din Petroșani va fi gazda unui salon studențesc de artă fotografică. Manifestarea este organizată de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret. Printre cei care vor expune fotografii se numără studenții din Timișoara, Sibiu, Brașov și, bineînțeles, Petroșani. Expoziția va fi deschisă vizitatorilor până pe data de 4 decembrie. Din câte am văzut până acum, este vorba de un număr mult mai mare de fotografii care aparțin atât celor din alte localități, cât și celor din Petroșani, care exploatează câteva teme care, de fapt, au și reprezentat formatul invitației pe care am adresat-o noi doritorilor să participe la salon. Este vorba de fotografie urbană, fotografie sportivă și fotografie macro și close-up. În luna decembrie, tot în organizarea Casei de Cultură a Studenților din Petroșani, vor mai avea loc și alte manifestări culturale. Este vorba despre Stelele Tinereții, un festival național de muzică ușoară sau târgul de artă, unde au fost invitați să participe cu lucrări artiștii plastici din Valea Jiului, Timișoara și Sibiu. Zeci de copii din toate orașele Văi-Jiului au luat cu asalt patinoarul din Petroșani vineri la orele prânzului. Cei mici s-au arătat deosebit de încântați de acest eveniment și au spus că distracția abia acum începe. Mă dau, nu mai m-am dat de mult. Tu? Ia spune-mi, cum ești tu? Sunt foarte fericit. Ți-s bune patinele? Da. O să mai vii? Sigur. Spune-mi dacă e frumos să ieși la patinoar. Da, este foarte frumos. Ce-ți place? Ai venit să dai cu patinele? Da, și sunt din Lupeni. Primele 3 zile vor fi cu un regim special și cei mici intră gratuit la orele prânzului, iar de luni intrarea va fi contra cost. Astăzi fiind sfârșit de săptămână la școală și început de weekend, ne-am hotărât să dăm drumul la copii să înceapă să facă mișcare și să poată să se bucure de patinoare. Ei vom face probe 2 zile, 3 zile și luni seara la 18 vom face inaugurarea oficială. Până atunci este gratuită intrarea pe patinoar? Astăzi 2 ore, mâine 2 ore și duminică 2 ore vor fi gratuite pentru copii, însă totuși trebuie să amortizate și cheltuielile cu consumul de energie, deci pe seară vor trebui să plătească. Instalația a fost amenajată în parcul din piața centrală din Petroșani și luni seara va fi inaugurarea oficială. Atunci va veni și primarul Tiberiu Iacobriți, va încălța patinele și va intra pe gheață.